Bună seara, bine ați venit la conferința de presă Universității Craiova. Vă rog pe mine, antrenorul nostru principal, domnul Laurențiu Verie, că am ținut cuvântul pentru a vă spune câteva vorbe despre acest meci, apoi întrebări în partea dumneavoastră. Vă rog, mister. Foarte importante cele trei puncte. Am avut anumite probleme pe parcursul jocului. Sunt dezamăgit că am primit cele două goluri. Din greșeli personale, nu trebuia să se întâmple acest lucru, trebuia să jucăm mult mai degajat, să avem mult mai multă încredere în momentul când ai 2-0, dar știți foarte bine, 2-0 este un rezultat periculos. S-a adeverit și astăzi. Este bine că am revenit. Mă bucur pentru Ivan, pentru prestația lui, nu neapărat pentru golurile care le-a marcat. Jucătorii care n-au făcut deplasarea și n-au jucat la meciul de cupă au ieșit puțin din ritm și trebuie să recuperăm acest handicap și săptămâna asta să muncim mult mai bine ca să fim apt la meciul cu Farul și să avem o altă dezvoltare a jocului, o altă imagine și să ne continuăm drumul pe care am început. Lorenzo, a șaptea victorie, 23 de goluri marcate, a depășit norma de 3 goluri pe meci. Nu eu. Eu doar sunt cel care lucrez la acest puzzle care înseamnă în momentul de față echipa noastră. Jucătorii sunt vinovați, ei joacă, ei sunt pe teren. Mă bucur foarte mult că ceea ce încercăm să facem la antrenament se vede la meci. Am mai avut și astăzi câteva ocazii foarte mari și din punctul meu de vedere trebuia să le fructificăm mai bine. Dar în mare sunt mulțumit și mă bucur foarte mult pentru cele trei puncte. Două goluri marcate în 3 minute, în schimb două goluri primite în 4 minute. Da, v-am spus, sunt nemulțumit de acea perioadă și sunt mulțumit și de perioada de după pauză unde nu am arătat maturitate, nu am continuat jocul nostru de pase, de combinații, să recuperăm mingea media cum o pierdem. Am avut o perioadă unde nu ne-am regăsit așa cum trebuia să o facem, dar voi discuta cu băieții, vom analiza și cu siguranță vom rezolva aceste probleme. Andrei Ivan este fotbalistul momentului în fotbalul românesc? Pe mine mă interesează ce face Andrei Ivan la Universitatea Craiova. Celelalte lucruri trebuie să le discutați dumneavoastră. Nu știu, nu stau să dau verdicte despre jucătorii mei pentru că ar trebui să nu fiu corect. Mă bucur foarte mult pentru el, v-am spus-o de foarte multe ori. Este un jucător important, este un jucător cu calități excepționale și lucrul ăsta se vede de la meci la meci. Astăzi a jucat așa cum dorește Laurențiu? A jucat așa cum trebuie să o facă. Andrei Ivan are calitate să marcheze la fiecare meci, cel puțin un gol. Și lucrul ăsta vi l-am spus de foarte multe ori. Are o viteză foarte bună, o explozie de care este foarte greu să-l ții, să-l marchezi. Tehnică foarte bună, vede jocul foarte bine, dacă vă aduceți aminte și pasele care le-a dat pentru Gustavo, a mai dat câteva pase în centru periculoase, deci este un jucător care face zarvă în apărarea adversă. De unde forma asta extraordinară din un moment al Andrei Ivan? Eu v-am spus că majoritatea jucătorilor se antrenează foarte bine, există concurență pe fiecare post și lucrul ăsta este benefic pentru ei. E un pas mai aproape de Galatasaray sau spre altă echipă mare din Europa? Nu știu. Asta depinde numai de el și de ceea ce vom hotărâ noi în momentul când va veni perioada de transfer. Cred eu că cel mai important lucru și ceea ce ne dorim cu toți este să câștigăm campionatul, să formăm o echipă și în același timp, dacă reușim să câștigăm campionatul, să avem și o echipă cu care să ne batem în cupele europene. Ar fi fost mai dificil pentru echipă dacă nu ar fi reușit până la pauză să se distanțeze pe tabela de marcaj? Dacă ați fi intrat cu egal. Este pozitiv în momentul când intri la pauză și marchezi în ultima secundă. Adică îți dă încredere, îți dă speranțe mai mari. Cu toate că v-am spus, media după pauză, cele 15-20 de minute pentru mine nu este ceea ce ne dorim noi. Nu este jocul nostru, nu am arătat încredere, nu am arătat stăpânire de sine. Au fost foarte multe greșeli pe care le-am făcut, greșeli din pase simple și pe lucrul ăsta o să vorbesc cu jucătorii pentru că nu a fost ok. La fel ca Ionuț Chirilă și domnul Felici vede Craiova campioană. Eu le mulțumesc tuturor. Cred că jocul echipei ne-a adus în postura ca oamenii să vorbească despre noi la pozitiv. Dar
așa cum v-am spus de foarte multe ori, nu trebuie să adormim pe ureche și să ne mulțumim cu ceea ce am făcut până acum, trebuie să continuăm. Va fi mult mai multă muncă, mult mai multă seriozitate, pentru că încet, încet echipele o să ne analizeze mult mai atent și probabil o să apară și problemele pe viitor. Sentimentați locul 2. Ne dorim foarte mult să ajungem cât mai aproape de CFR. Ăsta este obiectivul nostru. Urmează un meci cu în deplasare, un meci foarte greu. Toate meciurile sunt grele. Și meciul de astăzi a fost greu și eu v-am spus de la început. Vom întâlni o echipă care joacă fotbal, o echipă care marchează goluri, o echipă care nu se mulțumește în asta în apărare. Ați văzut că astăzi a fost foarte greu, în foarte multe momente am jucat împotriva 10 jucători în 35 de metri. Este foarte greu să-i desfaci de multe ori. Farul este altfel de echipă, o echipă care, la fel ca și noi, își dorește să joace fotbal. Vă e teamă de o lipsă de continuitate dacă se va întrerupe campionatul pentru meciurile naționale? Nu mi-este teamă. Vom avea un mini cantonament. Jucătorii care merg la națională vor merge să aibă rezultate acolo și cu siguranță se vor pregăti foarte bine. Nu am niciun fel de problemă. Așteptați la un număr mai mare de jucători selecționați la prima reprezentativă? Nici acest lucru nu-l comentez. Trebuie să cei care se ocupă de selecționarea jucătorilor vor analiza și vor vedea dacă vor avea nevoie de jucătorii noștri. Totul de curs, așa cum și-a dorit la Orinzul Riga, că a semnat cu Craiova? Normal, dacă câștigăm fiecare partidă, n-aș putea să zic altceva. Este ceea ce ne dorim. Eu îmi doresc să câștig și suntem pe drumul bun.